Noi respectăm aceste tradiții, că sunt perit nou, perit vechi, a minorităților, a celor care au ceva de spus din istoria neamului nostru. Ce e important de știut, că toate aceste evenimente au făcut ca Bucovina să devină în aceste sărbători principala atracție turistică a României. Știți bine, noi am bătut Valea Prahovei ca grad de ocupare, 98% din spațiile de cazare din județul Suceava au fost pline. Așa se măsoară eficiența. Și dacă ne-am implicat, ne-am implicat să atragem turiști. Inclusiv Drăgușeniu va trebui să devină un reper pe harta țării și a județului Suceava cu aceste tradiții, obiceiuri în calendarul cultural. Pentru că în puține locuri din țară mai găsiți obiceiuri. Acum trebuie să plătești firme să se îmbrace în costume populare, să improvizeze obiceiuri, ceea ce e foarte grav. La noi în Suceava, în Bucovina, din fericire, astea se fac, pornesc de jos, natural, și nu trebuie să faci eforturi, cum spuneam eu, cu firme de catering.